După medalia de aur obținută în urmă cu 2 săptămâni la Cupa Europeană de Juniori Under 21 din Slovenia, sportivul secției de judo a CSM CFR CSS Ploiești, Rareș Arsenie, a reușit să urce din nou pe prima treaptă a podiumului, de data aceasta cu prilejul jocurilor universitare din Ungaria. Tânărul a participat în competiție din postura de student și a obținut medalia de aur a categoriei minus 100 kg, după un parcurs cu 4 victorii, învingându-și adversarii din Croația, Marea Britanie, Cehia și țările de jos. La competiția din Ungaria sunt prezenți circa 4500 de studenți care se întrec la 17 discipline sportive. Rareș Arsenie este pregătit de Gheorghe Savu, Mihai Trandafirescu și Doru Munteanu.